O nouă campanie de e false transmise în numele ANAF este în desfășurare în această perioadă. Contribuabililor persoane fizice le este transmisă o notă informativă prin care sunt înștiințați cu privire la o presupusă datorie, pentru care este necesară plata pentru evitarea executării silite și a valorificării bunurilor. Reprezentanții ANAF vă sfătuiesc să nu deschideți astfel de documente. Reprezentanții ANAF anunță contribuabilii persoane fizice să fie foarte atenți la mesajele primite în numele instituției. Infractorii cibernetici lovesc din nou, iar contribuabilii sunt sfătuiți să nu deschidă e mail venite din partea altor adrese electronice decât cele oficiale ale ANAF. Mesajele sunt transmise de această dată de la adresa de e-mail valorificarea atragem atenția că această adresă de E-mail nu aparține ANAF și nu trebuie să dați curs solicitărilor. Reamintim contribuabililor că ANAF nu informează contribuabilii despre creanțe prin e-mail. Informațiile privind situația fiscală proprie, somațiile, alte înștiințări sunt comunicate securizat fie prin SPV, fie prin poșta română cu confirmare de primire. Au informat reprezentanții ANAF Hunedoara.